Salut, tată! Ce e asta? Este un panou solar presurizat de 180 de litri, care l-am montat pe magazia asta, la distanță de casă, la vreo 20 de metri. Aha, deci casa noastră e acolo. Da, la vreo 20 de metri distanță și... Da, și face față. Este panou presurizat, da? O să mergem puțin mai târziu să vedem cum curge apa la... Da, deci la panou presurizat este apa împinsă de hidrofor. Împinge apa rece hidroforul și o scoate apă fiartă tot presiunea hidroforului. Deci totul stă în hidroforul ăla... Totul stă în hidroforul ăsta, da. Făcut de tine și ăla. Da. După cum se vede, afară sunt 30 de grade. Panou ăsta, tuburile sunt reci. Da. Deci nu, eu credeam că o să fie, să nu poți să ții mâna pe ele. În schimb, temperatura mare e pe apa caldă, apa care este. Bine, aici o să revenim. Da, deci aici e apa fiartă, deci uite diferența, ăsta... Ăsta e rece. Asta, cu toate că ăsta este fierbinte. Este cu stratul ăla de izolație și tot e cald și prin ăsta. Da, este un panou de la Solaro. De la Solaro. Cine e interesat intră pe Solaro și găsește și presurizate și nepresurizate. Tu de ce ai luat presurizat și nu ai luat nepresurizat? Dacă luam nepresurizat, trebuia să-l urc pe casă și să am căderea, să am apa, presiunea apei prin cădere. Aha. Și făcea față. Fiind aici, e și mai ușor de lucrat la el și e presiunea e mai jos sub nivelul ultimului consumator din casă și împinge presiunea de apă și ajunge și acolo. Și ajunge și la duș sus, da. Practic, la etajul. Aici, în bazin, okay, avem o serpentină. Uh-huh. O serpentină cu un schimbător de căldură. Pe țeava asta intră apă rece. Asta vine chiar din hidrofor? Vine din hidrofor, împinge aici apă rece. Da. Aici este serpentina și aici este ieșirea din serpentină, apa caldă. Aha. Care este destul de fierbinte. Da. Așa, și asta este un robinet de golire. Aha. Un robinet de golire a rezervorului. Am înțeles. Rezervorul este de 180 de litri. Deci, tuburile încălzește apa de 180 de litri din rezervor. Și alea încălzesc la rândul lor o serpentină. Serpentina care are un schimbător de căldură în ea și pe aici iese apa instant fierbinte. Ca la casa unui dățui, că bagi abur pe partea cealaltă, serpentina acolo e inversă, pe răcire. Aha. Și iese dincolo, da. Aha. Și aici, în partea de sus, ce ai făcut? Aici este... o țeavă, un ștuț de golire, de aerisită, când apa ajunge la 100 de grade, începe să fiarbă. Da. Uite, după cum se vede, este stropit un pic pe aici, că înainte să-i fac chestia asta, am lăsat așa. Deci, am pus un teu acolo, uh-huh, am prelungit în sus cu o bucată de țeavă ca să aibă respirație, să poată să, așa, să intre aer dacă e nevoie, iar pe țeava asta, am făcut o coborâre și am băgat-o când începe să clocotească. Ca să nu-ți dea pe tablă. Pe tablă și mi-o aruncă în șgheab și până la șgheab, uh-huh, și așa, deja se răcește și nu mai e... Da, că am și văzut la unii pe case tabla... În special tabla asta vopsită, asta, dindab, cum zic ei, asta așa. Aha, cum asta, e aia, în zona unde e apa, pică aia la 100 de grade, așa, cât ar fi tabla de tratată și aia, ți-o înflorește și îți face hartă pe... Da. Și plus asta și aspect și strică și tabla. Așa, aici mai are un... Aici am făcut eu un provizorat care o să renunț la el, n-am vorbit nimic de el, care se leagă cu robinetul de golire. Deci comunică... Aha, asta o anulez. Asta o anulez și aici o să vină un termometru. Aha. Un termometru care vine. Aici ai încercat tu, dănuțești. De aici, din coloana de intrare, apa rece. Uh-huh. Apa rece care intră în flotorul ăsta. Intră în flotor și încarcă nivelul de când scade nivelul de apă din am înțeles. Îi face umplea. Apa din bazin, practic. Apa din bazin. Uh-huh. Iar asta este și ăla scade pentru că se evaporă. Mai fierbe, dar sau poate știu eu, zic, poate are vreo supapă, că zice că are un schimbător de căldură, presurizează butoiul. Poate are o supapă ceva care și aia la rândul ei când e temperatura mai mare s-ar putea să bage în
în apa caldă. Aha. Nu știu, e o părerea mea. Aha. Deci apa rece intră odată în... Da, în bidonul ăsta. Iar altă dată din teul ăsta, băgăm în turul... Ce ai zis? În serpentine. Da. Da, bun. Hai să vedem ce iese în partea asta la alta. Hai să mergem la o chiuvetă. Am un pic. Bun, am ajuns la... La chiuvetă. Chiuvetă. Da, deci aici apa rece urcă sus pe casă, acolo unde am zis. Da. În teul ăsta se întoarce apa caldă după casă. Aha. Am făcut o derivație asta pentru chiuveta de aici. A, pentru chiuveta exterioară. Și de aici se-mi plece în casă și am îngropat până la casa acolo și acolo am băgat prima gură din bucătărie, prima gură de apă caldă. Am înțeles. Hai să vedem presiunea aici. Din cauza presiunii din hidrofor, aici vine apa destul de... Am dat apă caldă. Ai dat-o de drum. Când am făcut prima dată proba, acum dacă ții așa cât e de cald afară, aici o să vezi că se întâmplă să iasă abur. Deci e vară, 30 ceva de grade afară, deci apa. Apa fiartă. Da, deja nici nu mai pot să... Aha. Bine, o reglez din... Da, și dai. O amesteci. Da. Fiind nepresurizat, cred că presiunea la apă din cădere și presiunea care bagă apa rece din hidrofor, ca să-i faci cu... din asta, să-i faci, combin apa, să o faci bună, caldă, curăță. Nu poți, ori o faci caldă, ori o faci rece. Cred că nu, am înțeles că a mai făcut așa cineva și a trebuit la asta, nepresurizat, să-i pună pompă să împingă păi apa, da, apa caldă. Îți trebuie pompa, asta am auzit și eu, dar cred că poți să combin, de ce să nu poți să combin? Păi, atunci o combin, dar acum fiind diferente de presiuni, nu o să combine. Da. Hai să mergem și în casă la etaj. Noi suntem destul de mulțumiți. Hai și la etaj să vedem ce presiune ai și acolo. Bine, acum aici apa este rece, că a fost o conductă, deci nu s-a folosit. Chiar dacă este tubul ăla izolat. Dar să vedem ce presiune ai față de... E un pic mai... Se simte un pic mai... Rece, deja caldă. Calda face un circuit în plus, să duce și se întoarce, până dacă rece vine direct. Da, și noi acum suntem practic mai sus decât nivelul da, bazinului. Da, mai sus. Da. Îți dai seama, dar de vânul parterului, solului, împinge până urcă, se duce, împinge și acolo, coboară, iar împinge și vine și... Dar oricum, e bine. Da. Poți să combini, poți să-l aduci și vine foarte bine. Hai să-mi povestești puțin și de partea de bani. Alimentarea, am făcut-o cu... Sau ce alimentare? Alimentarea cu apă, asta, apa caldă și apa rece. Am făcut-o cu... Hai să vedeți unde e, să se vadă asta de sus. Da. Am făcut-o cu pexal, cu manta de cupru și cu izolație. Izolația galbenă. Deci, manta de cupru, am zis ca să fie mai rezistent. Deci, acolo e... Da. Și am făcut cu pexal, ca să nu am... Dacă făceam cu țeavă de cupru sau altceva, era cot 90 și frâna. Fiind curba cât mai dulce... Am văzut că e curbat acolo. Da. Ăsta este 18 lei metru liniar de pexalul ăsta de care spuneam. Eu am luat vreo 40 de metri, că am făcut și apă caldă și apă rece, și în 40 de metri de acolo până la casă, la filmul din asta, mi-au ajuns. Da, ca și costuri, cum mă întrebai, panoul este 3200. Sunt și mai ieftine în funcție de... Da, văd că alea nepresurizate sunt aproape la jumătate. Sunt și de 120 de litri, 135 de litri. În funcție de capacitate. Da. Sunt scumpe pentru că au serpentina de... inox de cupru, pardon, care e așa. Totul este din inox pe el. Acum și le faci reclamă. Acum le faci reclamă. Nu, de ce sunt? Că sunt și cu tablă galvanizată și cu nu știu mai ce, dar garanție destul de mare la ele. Deci ăsta este 3200. Am mai dat pe țeavă, coturi, ce ai mai văzut. Și fitingăraie și robineți, goliri și asta așa.
încă vreo 1200. Deci pe la vreo 4500 de lei. 4500 de lei. 1000 de euro să fie rotund. Da. Păi și cam în cât timp te aștept să-ți recuperezi investiția asta? Păi, vedem acum. Deci centrala, am pus robinet pe apă caldă și am închis-o și nu mai am treabă așa. Și plus de asta am și oprit-o, am dat-o pe zero, fiind cu boiler încorporat. Îți pleca să-ți încălzească. Pleca să-mi încălzească apa din boiler. Și așa am închis-o pe zero și ei zic că în martie-noiembrie, când e soare afară, chiar dacă nu e cald, când e soare afară, apa ajunge la temperaturi, pe acum asta are pe 80 de grade, nu știu cât are. Și la centrală nu poți să, cât, să bagi. Am pe la 60, parcă se face acolo. Da, de unul singur nu poți să faci. Ai nevoie de ajuta. Dar okay. Dacă citești instrucțiunile de acolo și e ca nu. Citești, pardon, instrucțiunile și îți merge și ai două mâini, una stângă, una dreaptă. Am înțeles. Super. Deci, până acum ești mulțumit. Hai să vedem și în cât timp se amortizează investiția asta, că totuși e 1000 de euro, nu? Da. Eu vreau să o țin, cum s-a lungit acum toamna până în iarnă încolo târziu, până începe să înghețe pământul și să nu mi pocnească țevile. Până atunci am de gând să țin, fiind mai mult, acum mai mult timp liber, se întâmplă ceva, îi fac golirea imediat și protejez. Dar dacă pleci de acasă pentru o perioadă și vine timpul rece, îți asumi. Da, da, da. Riști să... Nu se întâmplă nimic cu butoiul, cu... Dar cu țevile... Țevile de alimentare, apă caldă și ieșire, apă rece, pardon, și ieșire apă caldă. Și tu ai făcut și trasee destul de lungi, că dacă îl montezi pe casă, traseele sunt semnificativ mai... Da, da, da. Și în funcție de ce distanță ai. El zic că poți să-l pui și pe pământ. Deci dacă ai o casă, așa și... poți să pui la nivelul solului, dar e bine cât mai ușor, cât mai să ai acces cât mai ușor la el, că se întâmplă chiar și la montaj. Cum e la noi, casa era destul de abruptă așa, trebuia să faci o schelă să, și complicat. Și plus asta te duci pentru verificare, mai faci una altă, să pui scara pe casă și... Da, 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 ai acces mai ușor aici. Ok. Noi dacă aveam posibilitatea să punem, să avem soare la panou, tot timpul undeva pe pământ, undeva la nivelul solului, o puneam fără probleme la nivelul solului. Te complici, o mai sui o magazie, o mai... Da, și uite diferența de unde e panoul și unde e... Deci, e mult mai jos față de... Da, nu se vede foarte bine de nuc, dar da. Ăla e acolo. Da. Cu cât panoul stă mai mult în soare, cu atât randamentul e mai... E mai bun. E mai bun, da. Bine, mersi, tata. Cu plăcere.